Foarte multe persoane uh, n-au curajul să spună nu, de teama de a nu fi respinse, de teama de a nu fi considerate persoane rele uh, sau de a nu rămâne fără prieteni, de a nu primi la rândul lor ajutor când au nevoie. Și atunci uh, este important să începem cu nu mici. Nu acum, poate mai târziu, nu pot acum, uh, acum am altceva de făcut. Dacă începem cu nuri mici. Vom vedea că funcționează și apoi ne este mai ușor să spunem și nu-uri mari Dacă vrei să spui nu unei persoane anume, dar ți-e greu, învață să împachetezi frumos acest nu Să-i arăți acelei persoane că acel nu uh, nu este despre ce simți tu pentru ea, nu este despre relația voastră, ci este despre nevoile tale Spune nu pe un ton calm, pe un ton blând, spune nu, am altceva în program. Mi-ar plăcea, poate cu altă ocazie, dar acum nu pot. Nu, nu agresiv, nu. Că atunci persoana aceea crede că ai ceva cu ea și tu nu vrei să strici probabil relațiile. Ci pur și simplu nu. Nu pot, poate altă dată, nu, dar asta nu are legătură cu tine. Ține de limbajul asertiv. Și ai să vezi că oamenii s-ar putea să accepte foarte ușor. Să accepte fără să se supere pe tine. Și dacă se supără pe tine și dacă te exclude pentru că ai spus nu, asta înseamnă că nu te respectă, că nu te prețuiește, înseamnă că se folosește de tine. Unii oameni sunt prieteni cu alții pentru că se folosesc de ei. Și atunci când le spui nu, tu nu mai reprezinți un folos pentru ei, de aceea se vor depărta, te vor exclude. Dar tu te iubești pe tine, tu te respecti pe tine și atunci o astfel de persoană nu merită să fie în anturajul tău. Dar dacă va înțelege și va respecta acel nu spus ferm, atenție, ferm, nu, nu cu jumătate de gură, un nu ferm, dar repet, arătându-i persoane respective că nu e despre ea Când tu îi spui acest nu, este pentru că te respecti pe tine și persoana respectivă te va respecta și ea Ai nevoie de mai mult? Intră pe